toată România este astăzi în direct la Prima TV, pentru că România-Irlanda de Nord este un meci care prefigurează prezența României la campionat european, la turneul final. Evident, dacă este Emil Grădinescu aici alături de noi, o să aveți o transmisiune memorabilă. Bun găsit, Emil! Salut! Așadar, la ce să ne așteptăm în această seară, numai la Prima TV? În această seară o să ne așteptăm la un meci de fotbal între România și Irlanda de Nord. Așa. Așa. Un meci pe care, în mod normal, ai noștri ar că am trebuit să-l câștige. Irlanda de Nord nu mai e cum a fost, nu? Irlanda de Nord, aș zice că e cum a fost, da. Că n-a fost niciodată o mare forță. Numai când ne-a încurcat o singură dată, în 90, mi se pare că ne-a încurcat atunci, nu, în 85. Așa? În 85, când... Așa, când era Mircea Lucescu și am luat bătaie acasă. Am luat bătaie 1-0 pe 23 august cu Hagi, capitanul echipei. Cu Hagi, capitan, la 20.000 de ocazii, da. Și cu Jennings apărând extraordinar și cu un fundaș numărul 2, dar nu mai știu cum îl chema, O'Neill, nu mai știu cum îl chema, a scos de 3 ori de pe linia porții, de 3 ori în 3 faze diferite. Da, ăla a fost un meci care... Și atunci Mircea Lucescu a scos o vorbă pe care am ținut-o în minte multă vreme: ești tot atât de bun cât propriul tău rezultat. Exact, da, atunci n-am mai fost bun. Da. Țin minte că l-a pus capitan pe Hagi. Da, 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 că avea 22 având, de ani. Având 20 de ani. Da, da. Avea 20 de ani și pentru prima oară a fost capitan, l-a încărcat pe bietul Puști de atunci. Da. Și Hagi a jucat slab. A jucat slab în meciul ăla, da. Acum ce se întâmplă? Irlanda are un lot de 23 de jucători, marea majoritate în ligile 2 și 3 din 2 Anglia. Și 3. 2 și 3. Au, atenție, un fundaș dreapta, excelent, Conor Bradley. Așa? Numărul 2, să vă uitați la el astăzi, joacă la Liverpool, l-am văzut în câteva meciuri, este incredibil de bun pentru vârsta lui și pentru statutul lui de jucător nou venit la Liverpool. În rest, nu îți rupe, nu îți rupe capul vreun jucător să spui că da, ăsta ar trebui și de ăsta ar trebui să ne ferim. Nu. Dar e o echipă, să zic, de forță, aleargă mult. Nu ne trebuie experiență de genul ăsta. Da. Era bine dacă se califica Bosnia, că era cumva pe cumva pe tipicul Bosniei, dar aseară a bătut Ucraina și probabil că o să avem Ucraina în grupă al treilea adversar. Mi-aduc aminte de, tot pregătindu-mă pentru meci, am găsit, ce-am pus eu deoparte mai de mult, o declarație a lui Cicăldău. Așa. Care a zis așa: renunț la casă, renunț la mașină, renunț la orice, numai să ne calificăm la Euro 2024. Aoleo, păi și-o le dea. Abia aștept să mă întâlnesc cu el. Zic, dă și tu mașina aia, fă tu ce vrei. Da. Foarte tare, da. Uite, întotdeauna o vorbă bine spusă în sfera publică se întoarce împotriva ta. Pe de altă parte, e o experiență bună, pentru că, în general, România joacă foarte bine meciurile amicale și noi avem un palmares fulminant în amicale, deci o să vedeți un spectacol în seara asta, că noi ne desfășurăm când n-avem presiunea pe umeri, știi? Să ne simțim mioriti ca o leo în ultimele minute, că în România, dacă nu joci cu sufletul la gură în ultimele minute, nu ești om. Da. Amicalul ăsta e primul dintr-o serie de câte? 1, 2, 3, 4. Deci primul dintr-o serie de 4. Da. Cred că o să testeze puțin forța de joc a echipei, Iordănescu, să vadă dacă se refac relațiile alea de joc și nu numai de joc, dar și de spirit dintre fotbaliști. Există, să știi, și o tradiție oarecum nefericită, în sensul că meciurile amicale dinainte de competiții importante de regulă sunt ratate și, sau mă rog, de multe ori au fost ratate. Și dacă luăm bătaie astăzi, e clar că nu o să pice bine, dar nu cred că va fi un mare semnal de alarmă, de îngrijorare. Pe de altă parte, sigur că mai sunt lucruri de discutat. Aveam un portar moldovan, acum se uită la meciuri la Atletico Madrid. Îl avem pe un băiat drăgușin foarte talentat, dar abia a intrat și el și dă dură cu pietre în el. Sunt multe semne de întrebare, pentru că nu prea îi vedem. Stanciu face treabă, dar e foarte departe. Alibecă pe acolo, dar nu ne e clar pentru marele public ce face. Adică sunt multe lucruri bune, dar și foarte multe nebuloase. Și poate în seara asta e bine să vă uitați ca să ne lămurim.
Da, transferurile din ultima vreme nu l-au ajutat pe Edi Iordănescu. Într-adevăr, Horațiu Moldovan nu se apropie de poartă, pentru că acolo e Oblak și da, e case closed. Drăgușin n-a jucat rău. Adică, da, vorbind cu specialiști și cu fotbaliști adevărați, de exemplu la golul 1, unde toată lumea îl ceartă că l-a scăpat pe păi, dar nu era treaba lui, trebuia să vină fundașul lateral. Da. Să-l ia pe ăla în marcaj. În Drăgușin cred că putem avea încredere, da, pentru că e un băiat serios. Apoi Alibek, da, e 33 de ani, e veteranul lotului. Ianis, să vedem ce face și Ianis. Hei, cu Ianis e problemă mare, pentru că, repet, cu toată admirația pe care o am pentru Gică Hagi, e idolul meu în materie de fotbal, nu face bine. Nu îi face bine băiatului. Că îl împinge. Îl împinge în ochii opinii publice, are toate lorile astea de poziție, atât de energici și de câteodată chiar mi-e și frică să spun cuvântul ăla isterice. Nu e bine ce face. Lasă-l pe băiat să-și câștige el locul prin joc. Și în preliminarii Hagi a dat vreo două goluri. A fost bine, mai bine pentru echipa națională decât pentru echipa lui de club. A fost bine și el, într-adevăr, e un om care se implică foarte tare în faza de construcție, la finalizare, în jocul echipei în general. Ianis, chiar dacă nu joacă, arată multă inteligență și dedicație în joc. Dar nu e bine să-l... Pentru că imediat apare reacția adversă, imediat presa scrie tot felul de năzbâtii și e o reacție ostilă până la urmă. Și până la urmă pe băiatul nu-l ajută, pentru că el se întoarce la locul lui de muncă de bază, unde acolo Gică nu mai poate să facă nimic. Acolo așa este, da. Și oricât ar fi avocatul lui, ce e pe teren sau ce e la pregătirea aia e. Da. Bine, se întâmplă... Că nu cred că lumea e subiectivă și nu vrea să-l bage pe Ianis pe undeva. Nu neapărat asta. Sunt situații în care jucători buni nu se adaptează în diverse locuri, la diverse echipe. Sunt jucători care odată mutați de acolo, înfloresc în alte locuri și avem... O să-l vedem pe Man în seara asta, care face treabă bună pe Serie B în Italia, unde... Cu siguranță, unde citeam astăzi că sunt vreo 3 sau 4 echipe importante, ci scria presa din Italia, care ar fi interesată, plus Borussia Dortmund, adică nu-i rău. Denis Man are 11 goluri date în Serie B. E bine. Serie B, mă rog. E golgheterul echipei, joacă foarte bine. E ca și bine promovată echipa, practic. Da, e și ca și promovată. Parma joacă foarte bine. Va juca în seara asta, precis, și să sperăm că va continua seria asta de meciuri bune. În rest... Să mă și pe Florinel să vină Nea Gigi și să ne spună ce face. Să mai facă semn, că el mai face semn de schimbare din când în când. Da, face semn. Chiar mă gândeam la meciul cu Rapid. Au fost vreo, cât au fost, 42.000 de suflete pe stadion și n-a mers semnalul. N-a fost semnal. Deci nu puteai să vorbești la telefon, nu mergea WhatsApp, nu mergea nimic. Da. Și nu s-a făcut nicio schimbare până pe minutul 70-80, nu mai țin minte. Nici măcar semnal duhovnicesc n-a fost. Da. Doamnelor și domnilor, în această seară, Emil Grădinescu împreună cu Costi, ca de obicei, cu nu? Costi, da. Cu Costi Mocanu, dublu de neînvins de la pupitrul de comentariu al primei, va descrie meciul în culorile potrivite, uneori contondent, dar ăsta e rolul unui jurnalist, nu să stea și să laude. Asta lumea cam uitat, că jurnalistul trebuie să și spună, nu numai să constate. Ne-am luat niște palme pe ceafă din motivul ăsta, dar nu nimic, ducem. Da, mulțumim Emil Grădinescu, o pupăm pe Carmen și pe copil acasă, diseară de la 21:45 la Prima TV. Noi vă invităm acum să...